Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor a dat avizul pentru studiul de fezabilitate al autostrăzii Pașcani-Suceava. Această decizie vine după ce documentul a fost aprobat săptămâna trecută de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Următorul pas în procesul de implementare implică avizarea studiului de fezabilitate în cadrul Consiliului Interministerial și aprobarea indicatorilor tehnico-economici printr-o hotărâre de guvern. Tronsonul planificat între Pașcani și Suceava se întinde pe o distanță de 62 de kilometri și este evaluat la aproximativ 7,79 miliarde de lei fără TVA. Finanțarea proiectului va proveni din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului Transport 2021-2027. Autostrada va fi divizată în două loturi distincte, care vor fi licitate independent. Lotul 1, cu o lungime de 33 de kilometri, va include și construcția nodului rutier Roșcani, cu descărcare în drumul județean 208C. Lotul 2, cu o lungime de 28,97 kilometri, va cuprinde și construcția nodului rutier, care va asigura conexiunea cu aeroportul Suceava și drumul de legătură cu drumul național 29 către aeroportul Suceava. Acest nou traseu al autostrăzii Moldovei A7 va trece prin trei județe importante: Iași, pe o distanță de 13,3 km, Botoșani, 6,5 km și Suceava, 43,17 km. Pe lângă segmentul rutier în sine, proiectul va include și alte facilități esențiale, precum 23 de viaducte, 37 de pasaje, 12 poduri, 8 parcări, 2 centre de întreținere și coordonare și 5 noduri rutiere în localitățile Tătăruș, Heci, Dolhasca, Roșcani, Dumbrăveni și aeroport Suceava, cu drum de acces către DN29 și drum de acces la aeroport. Această autostradă va prezenta de asemenea o conexiune strategică cu punctul de trecere a frontierei Siret, consolidând infrastructura de transport din regiune și facilitând mobilitatea și dezvoltarea economică.